și al Sfântului Duh. Prea cuvioase Părinte Stareț, prea cucernice Părinte Protopop, prea cuvioși și prea cucernici părinți, domnule deputat, domnule președinte al Consiliului Județean, domnilor primari, domnilor comandanți, distinse oficialități, iubiți credincioși și dragii mei, Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Primul gând duhovnicesc pentru această zi deosebită, pentru creștinătatea întreagă, dar iată, în mod special, în acest sat care astăzi se bucură. Deopotrivă, cei care trăiesc pe pământ, dar și cei care trăiesc în ceruri. Adică și biserica luptătoare și biserica triumfătoare, care una este. Este zi de duminică, este ziua învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Încă ne aflăm în perioada Sfintelor Paști. Timp de 40 de zile ne aducem aminte și încercăm să avem nu doar credința, ci și certitudinea învierii Mântuitorului Iisus Hristos din morți. Evenimentul de care am auzit astăzi, legat de Sfântul Apostol Toma, este unul care vrea să ne ducă la certitudine precum l-a dus pe el. Însă până ajunge la Sfântul Apostol Toma, dumneavoastră observați în icoana învierii Mântuitorului Hristos că, de fapt, nu este acea imagine triumfală a învierii din mormânt. Este o imagine apuseană, însă nimeni n-a văzut cu adevărat cum a fost acel moment. Realitatea este că Iisus Hristos învia din morți. A spart porțile iadului și i-a scos din iad pe drepții Vechiului Testament, începând cu Adam și Eva. Și vedeți dumneavoastră în acea icoană, în această imagine, pe Mântuitorul cu picioarele pe porțile și lanțurile sfârmate ale iadului și de o parte și de cealaltă ținându-i de mână pe protopărinții noștri Adam și Eva, pe care i-a înviat din morți. Și atunci gândul duhovnicesc este următorul. Că orice prezență a noastră în zi de duminică, în ziua învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, nu doar că ne aduce aminte de învierea Domnului Hristos, pentru că ea se reactualizează la fiecare liturghie, ci trebuie neapărat să ne convingă de această consecință, și anume că și pe noi, în același timp, Domnul Iisus Hristos ne-a înviat din morți. Duminica învierii Domnului Hristos este și Duminica învierii noastre a tuturor. V-am spus în alte împrejurări, de pildă, despre Maica Domnului care ne-a născut și pe noi atunci când a născut pe Domnul Hristos. Pentru că Domnul Hristos și-a asumat întreaga umanitate. Și dacă Maica Domnului ne-a născut și pe noi, pe cei de la începutul veacurilor, pe cei de astăzi și pe cei de la sfârșit până la sfârșitul veacurilor, înseamnă că și evenimentul învierii are o asemenea consecință. Și anume că noi, deodată cu Iisus Hristos, am înviat. Și se resimte acest lucru în viața noastră. Ar trebui să se resimtă, mai ales în viața noastră duhovnicească. Mai mult decât atât vom afla la înălțare, de pildă, că noi deja suntem în sânul Sfintei Treimi, de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, părtași dumnezeieștii firii, datorită faptului că Hristos, Mântuitorul nostru, și-a asumat întreaga umanitate. Deci,
Duminica noi trăim învierea noastră. Este și evenimentul învierii noastre. În felul acesta trebuie să gândim și în felul acesta trebuie să simțim Sfânta și Dumnezeiască liturghie. Al doilea gând duhovnicesc, sigur că este legat de Sfântul Apostol Toma. N-am să fac din nou o rememorare a ceea ce s-a întâmplat. Știți prea bine că el a lipsit în ziua cea din tâi și doar în ziua 8-a, în următoarea duminică, a fost prezent, însă până acolo el oarecum s-a îndoit de faptul că Mântuitorul Iisus Hristos ar fi înviat din morți și a cerut să cunoască acest lucru palpabil. Ceea ce s-a întâmplat ați auzit în Sfânta Evanghelie. Gândul meu este altul, nu este gândul meu, este a Sfinților Părinți, din care am încercat să găsesc idei convingătoare, încât și noi să credem, asemenea Sfântului Apostol Toma, și să fim încredințați de mărturia lui de credință, Domnul meu și Dumnezeul meu. Pentru că această mărturisire este una dintre temeliile de bază ale credinței noastre. Adevărurile de credință care stau la baza ortodoxiei noastre. Și îi spun Sfinții Părinți că el atunci când a atins coasta însângerată a Domnului Hristos, de fapt i-a atins inima. Părinții merg mai departe și spun că inima trupului înviat a Domnului Hristos era dumnezeirea lui. De aceea și mărturia lui a fost atât de concisă, de clară și de directă. Nu doar că l-a văzut pe Domnul lui, pe Stăpânul lui, pe Învățătorul lui. L-a văzut cu adevărat și pe Dumnezeul lui. Pentru că în momentul atingerii coastei, el i-a atins de fapt inima, adică dumnezeirea lui. Iar această imagine extraordinară trebuie de asemenea să ne preocupe atunci când venim duminica la liturghie și vrem să trăim cu adevărat învierea noastră. Trebuie să atingem cu mâna noastră dumnezeirea lui. Un al treilea gând, care l-am repetat adesea în această duminică, este un avertisment. Și anume acela, aveți de grijă. Sfântul Apostol Toma a lipsit o singură duminică de la biserică și s-a îndoit de credința în Fiul lui Dumnezeu. O singură duminică. Dacă lipsim o duminică și o lipsim și pe a doua și pe a treia, credința noastră slăbește, ajungem să ne îndoim, poate să nu mai credem, poate să luptăm împotriva lui Dumnezeu. Deci, avem un avertisment din partea Sfântului Apostol Toma astăzi să nu lipsim duminica de la biserică. Pentru că o să intrăm în istoria neamului nostru ca niște necredincioși. El a intrat în istorie ca un necredincios. În realitate, nu. Vedeți, avem o mărturie de credință de la el care a rămas până astăzi. Să nu lipsim duminica de la biserică. Pentru că o să intrăm în istoria neamului nostru ca niște necredincioși. El a intrat în istorie ca un necredincios. În realitate, nu. Vedeți, avem o mărturie de credință de la el care a rămas până astăzi. Dar dacă noi vom lipsi de la biserică, vom ajunge un neam de necredincioși. Pentru că o credință care nu se practică, se risipește. Credința, ziceam eu, și cred cu tărie, este un organism viu, care trebuie întreținut ca atare. Dacă nu, el riscă să slăbească și încet, încet să moară de inaniție, pentru că nu mai este hrănit corespunzător. Suntem astăzi cu toții aici. Cred eu că marea majoritate, dar toată comunitatea de la Grișu, de sus și de jos, și noi de pretutindeni, ca să ne aducem aminte de părinții Iustin și Ludovica și de fratele Gheorghe ai părintelui Nicolae. Și de ce nu părinții noștri și fratele nostru.
Ilie s-a adăugat la pomelnic pentru că după moartea lui Ghiță, cum îi ziceam noi, a murit și socrul dumnealui și atunci i-am făcut și lui pomenire. Cei care i-am cunoscut pe Badea Iustin, Lele Ludovică, știm ce oameni deosebiți erau. Și ne aducem aminte cu drag de ei și ne este dor. Cred că atunci când doamna Cornelia a cântat foarte inspirat la strană, am tresărit cumva în ființa noastră și ne aducem aminte de părinții noștri care parte din ei au plecat în eternitate, parte din ei trăiesc. În ce privește pe părintele Nicolae, ambii părinți au plecat în veșnicia lui Dumnezeu. Atât de bine mi-aduc aminte pe mama Ludovică, biserica de la Nicula, rugându-se la Maica Domnului. Sigur că pentru părintele Nicolae și pentru fiul Gheorghe, dar cred eu că ea s-a rugat pentru toată lumea. Era un om profund. Dacă o întâlneai așa fără să cunoști cine este, o ignorai. Pentru că era o femeie slăbuță, plăpândă, cu ochelari, nu știu dacă vedea prin ei, oricum, abia vedea, însă era discretă, cu minte la locul ei și emana sfințenie. Aceasta era mama Ludovică. Badea Iustin era mai simpatic, să zicem. Un om de asemenea credincios, implicat în comunitate, dar care știa să te facă să te simți foarte bine în preajma lui și avea cuvinte de duh. Și acest lucru îl făcea foarte agreabil și ne bucuram totdeauna când îl întâlneam. De Ghiță ce să mai zic? Mă doare inima, vine să plâng de-a dreptul. Un om cu totul aparte. Omul acesta s-a responsabilizat pentru neamul său, pentru comunitatea în care a trăit, știți că el a fost și primar, s-a responsabilizat în ce privește bunul mers al acestei țări. S-a responsabilizat și în ceea ce privește viața bisericii. Știți prea bine că părintele Nicolae și fratele lui Gheorghe au donat casa părintească și bisericii și ea a devenit casă parohială. Ne aducem aminte când am fost la sfințire și când fratele Gheorghe Moldovan a și primit cea mai înaltă distinție din mitropolia noastră, crucea mitropolitană, ca semn de prețuire din partea mitropolitului nostru și a eparhiei noastre. Un om brav, cu o familie desăvârșită, cu o soție admirabilă, doamna Marieta, cu cei doi băieți care la rândul le-au întemeiat familie și au câte doi copii și care s-au implicat în tot ce era implicat fratele nostru Gheorghe Moldovan. Știți că el a murit într-un accident stupid, lângă Mangalia, unde a fost și mormântat, în Albești, unde era primar. Am fost parte dintre noi și la acel eveniment. Dar ce am văzut acolo noi? Am văzut, dragii mei, sute de oameni, sute și sute de oameni, perindându-se în cele 3-4 zile, până la mormântare, pe la căpătâiul fratelui Gheorghe Moldovan. Au stat unii zile și nopți. Am văzut și vârstnici, am văzut și copii. Și când și-a luat rămas bun, plângeau și copiii după binefăcătorul lor. Era implicat și în sport, și în școală, și în tot ceea ce se putea implica. Îmi spunea doamna Marieta că în ziua de salar venea acasă cu buzunarul gol. Pentru că de la primărie până acasă împărțea banii la văduve, la săraci, la sărmani. Ce să mai zic, că era un om al bisericii, în sensul că el s-a spovedit la părintele Arsenie Papacioc. Duhovnicul familiei era părintele Arsenie Papacioc și
după plecarea în veșnicie, ucenicul lui, tot Părintele Arsenie, a rămas duhovnicul familiei. Chiar dacă a murit într-un accident stupid, el era spovedit și împărtășit, pregătit pentru veșnicia lui Dumnezeu. De altfel, veți vedea printre rânduri, în cartea pe care o veți primi, parte deja am văzut când am ieșit cu cădelnița și primit-o cei de afară, sunt mulți afară, să știți, aproape cred că cât suntem noi în biserică. Pentru că aici, în cartea omagială pe care i-am făcut-o noi, prietenii Părintelui Nicolae, a scris și fratele dumnealui câteva pagini bune, din care se desprinde viața în familia moldovan, viața celor doi frați, viața părinților, sigur, în special viața Părintelui Nicolae, dar povestind viața Părintelui Nicolae, fratele Gheorghe își povestește și viața lui. Și vă îndemn. E foarte ușor de citit pentru că are foarte multe poze. Și ca să le înțelegeți pozele cu adevărat, trebuie să citiți și rândurile de rânduri. E o carte foarte frumoasă. Părintele Arhidiacon Gavril s-a ocupat de acest volum. Sigur că și eu m-am ocupat, dar din umbră, mai din umbră. Și el a fost realizat în condiții foarte bune și mulți autori sunt aici de față acestei cărți. Deci avem mărturia palpabilă, vedeți că a Sfântului Apostol Toma, noi am reușit să punem degetul pe inima lui Părintele Nicolae. Sigur că ar fi multe de spus, le mulțumim părinților din preună slujitori, sigur că îi suntem recunoscători Părintului Stares Nicolae, de aceea am și rânduit astăzi să fie pomenit. Chiar dacă nu este în cadrul mănăstirii, acest lucru este excepțional. Cum de altfel zic și eu la pomenirea de la Vohodul Mare, mai mari județelor, orașelor și ai satelor. Pentru că în multe împrejurări i-am văzut prezenți la slujbă și pe ai mai mari județelor, nu numai orașelor și ai satelor. Îi mulțumim Părintelui Nicolae, mulțumim părinților din preună slujitori, sigur mulțumim Părintelui paroh, care este o gazdă bună și care face minuni la Agriș și acest lucru este lăudabil. Sigur este implicat și Părintele Nicolae în aceste minuni care le faceți aici, dar o comunitate atât de mică, fără un preot care să știe să conducă destinul acestui sat și fără ajutor, nu poate să reușească foarte mult. Dar, vedeți, un preot bun poate să facă mult și foarte, foarte mult. Mulțumim celor care au cântat la strană, din preună cu toți ceilalți care au cântat și pe rând, domnule deputat, domnule președinte, domnilor primari, domnilor comandanți, distinse oficialități, știți inima noastră tuturor, pentru că nu este prima dată când ne întâlnim în astfel de cadru. Și este o bucurie. Cred eu că este o bucurie reciprocă. Și cred că este și bucuria lui Dumnezeu. Cu siguranță este și bucuria lui Dumnezeu. Și mulțumim dumneavoastră tuturor. Doamna Cornelia, vă mulțumim. Maicilor le mulțumim care sunt de față. Credincioșilor localnici și dumneavoastră tuturor care de pe unde ați venit de pretutindeni, pe care vă prețuim și vă îmbrățișăm în dragoste. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat.